vlogul luni seară, luni noapte, da, copii? Da. Am ieșit la plimbare. Toată ziua am făcut ordine în casă și mâncare, iar acum la plimbare. Și discutăm mâine mai departe să vedem ce o să fie. Am ieșit să admirăm luna și să ascultăm greierașii. Liuța doarme. Merge, merge, merge. Vine curierul, da? Să ne aducă ceva. Am luat colețelul, care de fapt e al Antonielei. Deci colețelul este de la makeup.media și este al surorii mele. Dar știu că ea nu se va supăra dacă vom face aici pe canalul meu un mic unboxing. Este a doua oară când primim, da, primim un colet de la makeup.media și ca de obicei împachetarea e... Ajută-mă, Stelian, ține-te, rog. Așa, avem aici un ondulator pentru gene, un eyeliner, o pudră de la Evelyn. Nu știu cum se numește chestia asta. Și aici avem de la Bourjois un fond de ten. Și iată, pentru toate aceste produse am achitat 389 de lei. Iată prețurile, dacă vă interesează. Acesta este prețul pentru aceste produse. Un preț foarte bun. Bună dimineața! Astăzi avem dezlegare la pește, așa că i-am făcut lui Stelian o cană cu ceai și două tartinuțe cu pește. Și mâncăm repejor, apoi mergem la ședință cu părinții. Bună dimineața! Bună. Stai dimineața. Că aici părul tău e așa. Astăzi ce zi? E joi. Astăzi e schimbarea la față. Sergiu s-a dus la biserică să sfințească poama. Dar noi ne ducem la școală, că mama are adunare. Ne ducem la școală, avem ședință cu părinții la clasa lui Stelian. Am mari emoții. Stelian, ai emoții? Da. Eu tot. Dar tu de ce? Ca să văd pe doamna Victoria. Ai să vezi pe doamna învățătoarea ta, da? Da. Dacă o să fie. Dar voi nu o să mergeți cu mine la ședință. O să stați în coridor, în școală. O să meargă numai Ilia. Fii cu minte. Da, ce vroiam să vă spun. Nu am filmat aproape nimic până acum. Am fost destul de ocupată. Ilia se ține numai după mine. Numai lipită de mine stă. Acum s-a dat jos de pe pat și se joacă cu ciorapii. Eu am îmbrăcat-o, ia du-te și ajută. Dar ea se descalță, se dezbracă. În ultima perioadă e foarte capricioasă, nu știu ce e cu ea. Presupun că e pusiu de creștere sau... Da, nu mai știu. S-a descalțat deja. Nu, dar mai are una. Păi da. La noi toată noaptea a plouat. Afară e destul de răcoare și în casă s-a mai răcorit, ceea ce e bine. Sperăm să avem deja zile mai răcoroase, pentru că căldura cam ne-a dat bătăi de cap în vara asta. A fost foarte cald în casă. Dar asta e. Vine toamna, vine frigul, începe școala. Săptămâna asta am fost la cumpărături. Am cumpărat... ce am cumpărat? Ghiozdan pentru Stelian și haine de școală. Așa. Am filmat pentru canalul copiilor. Încă nu am editat vlogul. Abia de-am reușit să editez vlogul de săptămână. Ei, du-te și ajută, nu se poate descalța, du-te și ajută.
Vlogul de săptămâna dinainte de săptămâna în care am fost în sat. Vlogul de două săptămâni în urmă. L-am editat, am văzut, l-am și postat, am văzut că e foarte primit de voi, fapt pentru care vă mulțumesc. Da, îmi zboară gândurile în toate părțile. Azi sper să reușesc să îl editez și pe cel de săptămâna trecută, să-l postez și să fiu liniștită. Nu știu, soțul vine la amiază acasă și tare sper să pot filma să pot filma și clipul cu produse terminate. Am punga plină cu recipiente, dar nu mai reușesc să filmez, pentru că vă spuneam, Lia stă lipită de mine, iar când doarme, doarme jumate de oră și atât. Citesc din această carte. E destul de voluminoasă, dar se citește super ușor. Aseară o prietenă mea am promutat încă o carte pe care o să o citesc, dar o să vă povestesc despre ele în clipurile cu cărți. Nu am mai vizionat, mă deranjez așa când faci cu mâna. Nu am mai vizionat niciun film în ultima perioadă, dar abia aștept să înceapă anul școlar, să-mi pot organiza timpul și să reușesc să fac mai multe. Tare sper că voi reuși. Ieri m-am întâlnit cu Alina, cea care ne urmărește împreună cu Kira și pe care o salutăm. O salut pe Kira? Da. Hai, salut-o! Salut, Kira! Așa. Alina comercializează sau este reprezentant al unei companii de produse de îngrijire și curățenie a casei. Sper că am spus corect. Greenway. Și mi-a adus o lavetă pentru sticlă și un praf de curățare. O să vi le arăt imediat. Vreau să le testez și dacă o să-mi placă, voi comanda mai multe produse. Dar sunt sigură că o să-mi placă. Nu știu, acum sunt așa într-o perioadă de căutare. Am renunțat cu vreo 2 ani în urmă. Am încercat, am început, nici nu știu cum să spun, să renunț la produsele chimice, dar nu prea mi-a reușit. Știți că eu foloseam și mai folosesc unele produse de la Amway, de exemplu gelul pentru toaletă, pentru curățarea toaletei, pentru bucătărie, dar odată cu pandemia asta am renunțat la unele dintre ele. Acum vreau din nou să fiu așa mai conștiincioasă și... Ei, nu! Se duce la flori. Să fiu mai conștiincioasă și să folosesc, să încep din nou să folosesc produse care sunt mai prietenoase cu natura. Mi-am propus ca în acest an și produsele de îngrijire să le mai răresc, dar nu prea mi-a reușit. Și mă simt vinovată, dar asta e. Poate pe viitor voi fi mai atentă. Imediat vă arăt produsele, ne îmbrăcăm și mergem la școală, apoi mai discut eu cu voi pe parcursul zilei. Dacă o reușesc, dacă nu, vedem. Aici am praful Mystic. Așa. Cecilia, dă-i, te rog, să joace. Iată așa. O să vă arăt când o să o folosesc și veți vedea și voi cum funcționează. Iar aici am laveta pentru sticlă. Alina mi-a spus că o umezesc și șterg cu ea sticla. Și că curăță foarte, foarte bine. Da, dar eu credeam că va fi ceva fibră
E plăcută la atingere, așa. Iar astea sunt niște plastine, așa se pare că se numesc, sunt niște plastine pentru mașina de spălat. Da. Le punem între haine și spune că curăță foarte bine și au un miros atât de plăcut. Voi încerca și voi vedea dacă într-adevăr este așa. Descalți-te de ciorapi. Voi face mai multe teste cu ele. Da. Astea sunt produsele. Când le voi folosi, o să vă arăt cum funcționează. Și un mielc aici. Cred că s-a dus acolo la floricele. Haideam. La noi a venit iarna. E foarte frig. Din casă părea mai cald. Trebuia să-i dau lui o căciuliță, dar odată cu ploița am ajuns și noi. Cecilia, ți-a fost dor? Gata și ședința. Pe teren nu putem să mergem. Uitați-vă cum a pus băncuța aici frumos. Afară. Vedeți? Pe teren nu putem să mergem, că acum fac reparații acolo. Și-a plouat și ud. Mergem acasă, s-o adormim pe Liuța, care a fost foarte bravo. Și copiii au fost bravo. Ce-ați făcut? Ne-am uitat la desene animate. Așa, foarte bine s-a organizat pentru mămicile care au venit cu copii. Copiii au stat și s-au uitat la desene. Mergem acasă și vedem pe parcursul zilei ce facem. Dacă tot trecem pe aici, pe la motocross, am zis să ne oprim un pic și să admirăm priveliștea. Copiii acolo se joacă. La teren Lia doarme. Și eu o să iau o gură de aer curat. Și să mă bucur de bătaia vântului și de jocul lui în pletele mele. Pur și simplu ador priveliștea asta. E unul din motivele pentru care am vrut să venim aici cu traiul. Pentru că acolo e pădurea. Aproape voi ați văzut prin vloguri că noi des venim aici la plimbare. E liniște, e aer curat. Ah. Dacă tot Sergiu e acasă, am decis să facem popcorn și să vizionăm un film. Acum și o să vă arăt la ce film ne uităm. Skateboard disco. Nu știu cum. Așa. Hai, vizionare plăcută. Ce e acolo? Popcornul? Doamna stomatolog! Da. Bună ziua! Bună ziua! Am și eu o problemă. Ce problemă? Mă doare un dinte. Un pic mai încolo să veniți, bine? Dar eu vreau acum. Hai mai întâi mama și apoi tu, bine? Cecilia, dar cum poți să le iași pacientul și să le iași un pacient și să le iei pe altul? Mai întâi el tratează sau ce faci și pe urmă mai examinezi pe mine. Bine. Și pe Liuța acolo. Dar din ce ați făcut instrumentele? Din Lego. Și aici e pentru dințișori. Asta e apă de clătit. Dar asta e... Aveți și bavete! Da. Și asta e care curăță dinții. Astăzi e vineri și iată ați văzut copiii se joacă. Eu vreau un pic doar să dau cu mopul prin casă pentru că mâine sâmbătă vom face curățenie generală pentru că duminică vrem să sfințim casa. Așa că vom face mâine ordine. Ce s-a întâmplat? Trebuie să scoatem sticla de aici ca să... Acum merg să o adorm pe Lia. Am terminat de citit cartea. Ceva mâncare să fac copiilor și cam asta va fi ziua noastră. Ziua de azi începem așa, cu terci de ovăz, cu struguri,
pară și piersic și aici un smoothie pentru mine și Stelian. Iar Cecilia va mânca doar terci. Și mami, vrei terci? Mâncăm! Neam, neam? Hai, hai, poftă bună! Nu am avut eu răbdare să aștept ziua de mâine pentru a face testul acestei lavete. Așa că i-am propus Liei o activitate aici la oglindă, dar și copiii mai mari și-au lăsat amprentele. Merg acum să ud acest șervețel și să vedem cât de bine o să-și facă treaba. Ei, am vrut să te filmez cum mergi. Lia deja a făcut primii pași. Da, iubita. Hai să vedem. Așa. Nu mai murdărește, Lia. Să vedem dacă o să curățe lipiciul pe care l-ați. Perfect, foarte bine. Eu doar trec așa cu laveta și curăț foarte bine. Ia uitați-vă. Minunat! Minunat! Trebuie doar să lasă să se usuce și... Da, laveta și-a făcut treaba foarte bine. A curățat și acum e totul curat și frumos. Suntem în scoarul Docuceaiev. Am venit așa la o plimbare și admirăm expoziția de aici. Deci aici e clienta. Aha, da, să vezi. Și acolo... E aici. Aici, pe undeva trebuie să fie. Ce e asta? Scoarul Mihai Eminescu. Asta e în centru. Nu, nu e la Havuz. Vrei la tata? Vrei la tine. Ia să ne mai uităm. Aici, Teatru Național. Da. Aici bulevardul, da? Aici ce era? Ce e asta? Cecilia! Ce e asta? Focul vieșnic. Da. Uite aici stația, să-i țigari de fiele. O să mergem într-o zi în parcul ăsta. Uite, de mult n-am mai fost. Da. Aici? Chișinău văzut de sus. Primăria. Uite primăria. Nu, uite-o. Drept în față. Da? Așa. Poșta. Ce cire, uite, poșta. Poșta. Da, poșta. Și aici ce? Astăzi treptele de granit de la Valea Morilor. Hai să mergem în partea asta să vedem. Și apoi aici. Uite, o tăiet cineva. Vezi cum o tăiet bucățica? Mănăstirea Ciuflea asta-i. Da, și-o tăiat. Scoarul Ion și Doina Letiodorovici. Asta e la Universitatea de Stat. Iau și aici, o rog. Mai. Haide-mi acolo, hai să ne uităm. Hai! Dacă tot suntem aici, da să le vedem pe toate. Și Liuța. Ce e asta? Gara feroviară. Așa. Aici era informație și au... A, fotografie? Da, fotografie. Aha. Da, acolo. Aha. Aha. Corect. Acolo e primăria. Așa. Dar tu de unde știi? Am fost cu tata la policlinică. Aha. Și ne-am uitat acolo. Da.
І фотографії, мамі, вже який фотограф. Хай коло свідем. А тянт ла печарі. Хоп, хоп, хоп. Чи я коло? Моло. Cum, ce cine ea? Cum, dar n-ai fost? De puține ori ai fost? Și aici monumentul deportaților. De la gara feroviară. Ce-i? Da. Hai de aici. Da. Aici ce-i? Aici e monumentul deportaților. A, tot, acolo e gara. Gara feroviară. Aha, da, o văd. Bună dimineața! E sâmbătă, iar asta înseamnă că avem zi de curățenie generală. I-am hrănit pe ai mei, i-am trimis afară și eu am rămas să fac ordine. Peste tot e ai, 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 dar încetișor, așa, pe rând le iau. E important să fac ordine în hainele Liei. Aseară am făcut în ale noastre. După ce le aranjez pe toate, vă arăt și vă spun după ce criterii mă conduc eu atunci când aleg hainele sau când le aranjez în dulap. Trebuie să șterg praful, să dau cu mopul și va fi totul curat. Să șterg sticlele, să, oglinzile. Iată, aici avem fereastră, geamul, ușa, e toată sticlă, în partea cealaltă la fel. Să șterg ușile, să spăl baia și am scăpat. După ce vin ei, vrem să ne uităm la un film, să vedem cât e de bun. Am auzit despre el multe lucruri, dar să vedem și noi despre ce e vorba. O să vă arăt. Dacă ne uităm la el, o să vă-l arăt și o să-mi spuneți și voi în comentarii dacă l-ați văzut și ce părere aveți. Să mergem, să trecem la treabă, mai bine zis. Aici am pregătit o pungă cu haine de ale Liei, pe care o să le donez. Am aici o mămică care are fetiță mai micuță decât Lia, cu jumate de an, și o să-i vină perfect la vara viitoare. Și să vă arăt cum aranjez eu. Aici am sacii cu vacuum, acolo am încălțăminte, ca să înțelegeți, lăzile astea sunt pline cu încălțăminte, păpucei Liei. Așa, cum am aranjat hainele Liei și cum, în general, cum le aranjez. Aici sunt plăpumioare, astea sunt hainele în care îmbrac pe acasă și astea sunt hainele bune. Așa. Și acolo am iarăși saci cu vacuum, sunt haine de iar, da, haine groase. Acolo sunt ustensilele lui Sergiu pentru masaj, ștergare și aici am elastice, tot ce e necesar pentru păr, pentru coafat. De ce le-am pus aici? Ele stăteau acolo jos, dar Lia a început să meargă și scotea tot din ele, așa că ne-am ridicat sus și aici deja hainele noastre. Astea sunt toate hainele pe care noi le avem. Eu și Sergiu. Sunt ale mele și ale lui. Îmi place așa, în așa gen de punguțe pun ciorapii, lingeria, acolo ciorapii mei, colanții și iată așa. Și mai am aici haine. Și atât. Ca să înțelegeți, astea sunt ale mele și ale lui Sergiu și astea ale copiilor. Și tot ale copiilor mai am în camera lor acolo în dulap. Asta e fusta mea. Iar aici, astea toate sunt pentru călcat. Trebuie să le calc acolo cuverturile și aici am pachetul cu produse terminate, pe care nu am mai ajuns să vi le arăt și să filmez clipul și să le dau la reciclat. Astăzi vreau să testez și acest praf mistic și am pus aici tacâmurile pe care le-am curățat cu buretele magic, dar ați văzut că
aici la cozi nu s-au curățat prea bine, așa că am zis să încerc cu acesta. Voi turna apă, voi pune una, două linguri de praf, le las și apoi vedem efectul. Iată, am pus praful și efectul. Ia uitați-vă, după câteva minute, cum se ia murdăria. Asta e wow! Și rezultatul. Iată. Sunt curate curățele. Leuța s-a trezit aici și are febră. Ah, din păcate. Și nu mă las să merg la bucătărie să mănânc. Vrea să stea aici. Așa se joacă în jurul patului. Așa că mă uit la Andreea Balaban și mi-am adus aici harbuzul să mănânc. Voi mâncați harbuz așa cu lingura? Lia, te joci cu umbrele sau cu soarele? Eu ador apusul care se vede de la geamul casei noastre. Și iată, cu așa apus și cu vecina care bate covare, încheiem ziua de sâmbătă.